aceste formații spațiale. Numele meu sunt S2. Provine de la faptul că prima renaștere, care a avut loc în secolul XVI, a reprezentat o inovație pentru astronomie, pentru fizică, pentru tot ceea ce înseamnă știință. Ne-am apucat prin acest proiect să provocăm o a doua renaștere, o renaștere a omului în spațiu, de aceea numărul 2 este foarte important. Da, este similar unei molecule de acid ribonucleic. Are formă de spirală. În mijloc este un ax central care ajută la rotirea stației pentru a provoca gravitația care se simte în oameni. Forța centrală. Unde e forța? Avem detalii despre materialele folosite pe stație, cum au fost ele distribuite în structură stație. De ce e important? Desene, totul este realizat de Dream în AutoCAD. Bineînțeles, ar trebui să începem cu crearea condițiilor pro-injecții, cum îi ajutăm pe oameni, cum le creăm condițiile necesare în vieță. Trebuie să respire, am nevoie de apă potabilă. De unde își obțin hrana, de unde își obțin materialul necesare construcției stației, până la formele de divertisment și structura societății. Cine o conduce? Sunt desene ale clădirilor de apartamente, locul unde stau coloniștii. De asemenea, proiectul a avut o structură ciclică. Am început totul ca o poveste cu un prolog, cu un personaj. Am povestit cum a ajuns el pe stație și am încheiat în aceeași manieră cu un epilog, cu stră-stră-stră-moșii, stră-stră-stră-necuții, scuzați-mă, ale primilor coloniști.